este îmbucurătoare, care îngerii ne-au adus vestea despre marea îndurare care Dumnezeu ne-a trimis pe sus. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. El ne scapă este îmbucurătoare, cântăm toți cu sufletire, să vestească deci buzele noastre, Domnul ne-a dăruit mântuire. Iată s-a născut Iisus, mântuire scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a dus. El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. O ce veste îmbucurătoare, ea scâmpără orice dure, Domnul de sus la noi se coboară, cel sfânt ca să ne ridice la cer. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru de acum și în veci de veci. Amin. M-am tot gândit perioada aceasta, zilele acestea, la perioada care o tranzităm. Și m-am tot gândit în mod special de ce a îngăduit Dumnezeu așa. Și n-am să vă dau exact un răspuns de ce a îngăduit Dumnezeu așa. Numai Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj. Ce facem noi în vremea asta? Ce facem noi în vremea de criză? De ce așa o știe El? O știe El de ce o îngăduit? Peste timp, poate o să ne aducem aminte doar de anul 2020. O să ne aducem aminte doar de perioada aceasta grea în care prin care trecem și prin care am trecut. Și ne uităm în perioada aceasta și zicem noi, relația noastră vis-a-vis cu Dumnezeu, cum a fost, cum este, cum s-a clădit, cum s-a întărit sau, cel mai rău caz, cum s-a destrămat. De aceea mesajul din seara aceasta l-am intitulat Ce facem noi în vreme de criză?
Ce facem noi în această perioadă când toate în jur parcă merg așa cum vedem și merg cum merg? Ce facem noi? Și în primul rând, m-am uitat în istoria poporului evreu și m-am uitat în istoria lor și să vedem la perioadele de criză care au venit peste ei. Ei ce au făcut? Este același Dumnezeu și în Vechiul Testament și astăzi. Diferă doar generațiile de oameni care au trecut. Este același Dumnezeu care a fost cu ei atunci când a fost criză și a fost greu și este același Dumnezeu care este cu noi astăzi, acum, când este criză și este greu. Același Dumnezeu care a făcut minuni atunci, același Dumnezeu care poate să facă minuni și astăzi. Același Dumnezeu care a lucrat cu mână tare și același Dumnezeu care are același braț întins. Este același Dumnezeu. Sunt doar generații de oameni diferite. Și eu cred că Dumnezeu, dacă este neschimbat, poate lucra și în generația noastră, la fel cum a lucrat în generațiile trecute. Dumnezeu poate lucra și în generația noastră, la fel cum a lucrat și ei. Și prima filă de istorie la care m-am uitat este atunci când poporul Israel se afla la marginea Mării Roșii. De aceea, primul punct din seara aceasta a predicii mele l-am intitulat: ce facem atunci când în vreme de criză? Primul punct, stai lângă Domnul și nu te teme. Stai lângă Domnul și nu te teme. Al poporul Israel era aproape, era pe marginea mării și în față nu mai puteau înainta pentru că era marea. În spate veneau egiptenii. Egiptenii erau așa de aproape încât îi vedeau. Și vedea cum se apropie de ei o armată bine pusă la punct, o armată puternică, să vezi cum se apropie de tine sfârșitul vieții tale, să vezi cum se apropie de tine armata care te măcelărește, să vezi groaza cum vine spre tine. Și poporul Israel a intrat în panică și a început să strige spre Domnul, numai nu un strigăt plăcut Domnului. A început să strige spre Moise și a spus: de ce nu ne-ai lăsat în Egipt? De ce nu ne-ai lăsat să murim acolo? N-aveam acolo morminte, trebuia să ne lași acolo. Era o perioadă de criză. Și în care Domnul intervine și spune lui Moise și Moise îi transmite poporului din Exod, capitolul 14, cu versetul 13. Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii acestea pe care vedeți astăzi nu îi va vedea niciodată. Și versetul 14, Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. În vremea când toate se tulbură, când toți oamenii se agită, când toți oamenii sunt cuprinși de groază, Domnul cere de la ei săi, stați liniștiți, nu vă temeți. Nu mai credem că este același Dumnezeu? Nu mai credem că este același Dumnezeu care are putere să-și întindă mâna? Stai liniștit, nu lăsa frica să te doboare, nu lăsa știrile rele și negative să-ți intre, să-ți inunde sufletul. Lipește-ți, cum a cântat această cântare frumoasă, lipește-ți sufletul de Domnul și nu lăsa frica să-ți inunde. Nu lăsa groaza și neliniștea să-ți inunde viața ta. Stai liniștit lângă Domnul. Poate zici: Doamne, dar e așa de aproape, este ziua în care trăiesc criza. Pentru egipteni poate erau sute de metri, poate zeci de metri. Erau vorba de ore, de minute doar. Cum să stai liniștit? Este doar un pas. Poate este un pas între tine și prăpaste, dar în acel pas, când dai pasul și ți se pare că te duci în hău, acolo este mâna lui Dumnezeu care și-o întinde. Este mâna lui Dumnezeu care spune: nu, aceștia sunt copiii mei. Gândiți-vă că era doar vorba de metri atunci când poporul trecea prin mare. Norul de foc și de fum a trebuit să se mute în spate. Pe de parte era luminos, pe de parte întunecos. Ca armata să nu poate să ajunge. Era vorba doar de câțiva metri. Cum să stai liniștit? Mă gândeam la oamenii care erau din coada convoiului când au trecut prin mare. Să auzi în spatele tău, la câțiva metri, carele egiptenilor, tu să mergi liniștit. Să mergi prin credință că Dumnezeu luptă pentru tine. Să vezi mâna lui Dumnezeu care luptă pentru tine. Să stai liniștit, să nu te tulburi, să nu-ți fie frică. Să vezi că este Dumnezeu acolo. Doamne, toată noaptea am trecut prin mare, dar acum se face ziua. Acum deja egiptenii nu-i mai împiedic acel nor care îi umbrea, care era întunecos. Acum egiptenii văd și o să înainteze mai mult. Spune cuvântul Domnului că Domnul și-a întors privirea
și a aruncat în vălmășală în tabăra egiptenilor. Îngerul Domnului a scos cuiele de la roțile carului. Când mai este doar un metru, când mai este doar o zi, când mai este doar o clipă și zici că acum mă împrăbușesc și mă duc, atunci intervine mâna lui Dumnezeu. Poezia spunea, nu este prea târziu, nu întârzi, așteaptă-L. Așteaptă-L că Dumnezeu vine și lucrează la momentul potrivit. De aceea nu te teme. Când necazul este mare, când valul se ridică chiar deasupra ta, nu te teme. Stai liniștit, pentru că Domnul lucrează. Domnul lucrează. Domnul este Cel care conduce. Nu te ruga cu disperare, așa cum s-a rugat egiptenii, încât Dumnezeu a venit în versetul 15 și Domnul a spus lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Ce rost are strigătele acestea? Sunt oameni care ajung în necaz și parcă se roagă disperare. Doamne, vină, Doamne, vină, Doamne, vină. Și nu văd că Domnul este lângă el. Nu văd că Domnul este chiar lângă noi. Domnul este chiar aproape de noi. Domnul este la lucru și luptă pentru noi. Ci roagă-te cu credință. Doamne, mergi înaintea mea și luptă. Știu că m-am încrezut și mă încred în brațul Tău. De aceea ne rugăm cu credință și cerem, Doamne, lucrează și luptă Tu pentru noi. Și Dumnezeu a promis și lui Israel și a promis poporului său și știu că este același Dumnezeu, cum am spus la început și astăzi, care îmi promite poporului său și ne promite nouă din vremea de astăzi că El este Cel care va lupta pentru noi. Noi trebuie să ne încredem în El. Doamne, întărește credința noastră în seara aceasta, să nu ne mai temem de nimic, să nu ne mai temem de veștile proaste, de veștile rele care vin, să nu ne mai temem de orice ar veni în lumea aceasta, doar sufletul nostru să fie lipit de Tine, așa cum am cântat, să știm că Dumnezeu este Cel care luptă pentru ai Săi. Biserica lui Dumnezeu rămâne, a fost și rămâne mâna lui Dumnezeu, de unde nu poate smulge. De aceea, de ce să mă tem? De ce să mă tem când Domnul este de partea noastră, când Domnul este lângă noi? De ce să ne temem? Să dăm slavă lui Dumnezeu și glorie, căci Dumnezeu este Cel care luptă pentru noi. A doua filă de istorie, punctul 2. Stai lângă Domnul și iubește-L. În un cuvânt scris este în Iosua, atunci când Iosua dă sfatul poporului său, când Iosua se apropie de finalul vârstei și îmbărbătează din nou poporul și vrea din nou să aducă o încurajare poporului, Iosua spune în versetul 23, în capitolul 23, Iosua, de la 10 la 11, unul singur dintre voi urmărea 1000 dintre ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, cum v-a spus. Și versetul 11, vegheați dar cu luarea minte asupra sufletelor voastre ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Vegheați ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Fiecare dintre noi, dacă stăm puțin să analizăm viața noastră, fiecare dintre noi are mărturii cum Domnul a lucrat în viața lui. Fiecare dintre noi are ceva de spus, încurajator, îmbărbător, ceva, o mărturie cum Domnul a lucrat și lucrează în viața noastră. Chiar duminica trecută, mi-am aducat aminte, stăteam în hol și o soră în vârstă de la noi din biserică de aici ne-a mărturisit cum s-a întors la Domnul și cum Domnul a lucrat. A fost așa o mărturie și așa am avut nevoie de o încurajare, de o îmbărbătare. Așa m-au cercetat cuvintele ei, sorei. Și chiar am zis către frați, vedeți mă, sunt oameni care poate nu-i băgăm în seamă, oameni în vârstă care vin aici de ani de zile, dar oameni care au mărturii și oameni care au stat în picioare ani de zile din cauza că Dumnezeu a fost Cel care i-a ținut și sunt mărturii vii între noi. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în seara aceasta, să ne aducem aminte cum Domnul a lucrat în viața noastră, cum Domnul și-a întins mâna în viața noastră, cum Domnul a venit atunci când am strigat spre El și atunci când ne-a rugat, Domnul a intervenit și Domnul a lucrat. Să ne aducem aminte de Domnul, cum ne-a scos de multe ori, când a fost mai greu. De ce acum să slăbească credința noastră? De ce acum să ne clătinăm? De ce acum lăsăm ca acest val, acest tăvălug al epidemiei să ne doboare la pământ? Nu! Noi suntem și rămânem în picioare pentru că Dumnezeu ne-a ținut și Dumnezeu ne va ține și mai departe.
Oricât de mare ar fi acest val, oricât de mare s-ar ridica această vălug, oricât de mulți ar fi, oricât de multe cifre ar da știrile, noi credem că Dumnezeul nostru poate să țină în mână pe ai săi. Dumnezeu a vorbit de două ori clar în mijlocul nostru la interval de o lună și ceva de zile. Pe cei mai slabi Domnul îi duce acasă în glorie, nu sunt pierduți, iar pe cei lanți Domnul îi întărește și Domnul îi va ține. Ce mă face să mă clatin? Ce mă poate clătina? Decât altceva să dau slavă lui Dumnezeu și să-i mulțumesc, Doamne, că Tu ești Cel care mă întărești, Tu ești Cel care mă ții, Tu ești Cel care ne ții pe toți în mâna Ta. De aceea, de ce să mă tem? De ce? Că criza este mare? Nu. Ci dau slavă Dumnezeu și mă tem doar de Dumnezeu, că El este Cel mare. El coordonează lucrurile și El ține mână toate și toate le ține sub mâna Lui. Nu te uita cât de mulți sunt vrăjmași. Versetul 10, mai până dată, versetul 10, da, unul singur dintre voi urmărea 1000 dintre ei, le vorbea Iosua despre vrăjmașilor. Unul singur dintre voi, pentru că Domnul lupta pentru voi. Deși noi în ziua de azi nu mai avem aceia vrăjmași fizici, oameni cu care să luptăm, dar luptăm în zilele acestea, luptăm cu gândurile care ne frământă. De multe ori sunt gânduri care de multe ori am văzut frați plini de credință și după câteva zile, câteva vreme vorbeai cu ei, parcă un pic se clătinau. Doamne, ajută-ne să izgonim orice gând care vine să ne atace, chiar dacă sunt multe, chiar dacă gândurile și vorbele sunt multe care vin împotriva noastră și multe vânturi bat la nivelul minței. Doamne, dă-ne biruință în seara aceasta și întărește biserica Ta și luptă pentru noi ca să putem rămâne în picioare, să putem fi o mărturie vie într-o zi. Nu ne-am clătinat și nu ne vom clătina. Oricât ar încerca mass media, oricât ar încerca ceilalți oameni, oricât ar încerca vrăjmașii noștri să ne clatine credința, poporul lui Dumnezeu să rămână tare în picioare și ferm pe poziție, căci Dumnezeu este Cel care luptă pentru noi. Acest cuvânt să ne rămână în minte, Domnul luptă pentru voi. Domnul luptă pentru mine, pentru casa mea, dar luptă și pentru tine și pentru casa ta. Domnul luptă pentru biserica noastră și luptă pentru copiii săi de pretutindeni. De aceea în seara aceasta zic, Doamne, ajută-ne să Te iubim pe Tine mai mult. Domnul spune clar, cine mă iubește în Evanghelia după Ioan, acela păzește poruncile mele. Dacă mă iubiți, spune Domnul. Adică în vreme de criză, când toate se frământă și când toate lucrurile sunt puse așa în balanță și începem să ne clătinăm, oare mai are vreun rost? Oare tot ce am făcut până acum, unde este? Oare anii care am slujit? Nu, nu! Să dăm aceste gânduri la o parte și să zicem, Doamne, orice s-ar întâmpla și orice ar veni peste noi, noi rămânem credincioși Ție, așa cum am spus Iosua, eu și casa mea vom sluji Domnului. Noi vrem să demonstrăm lumii și să demonstrăm ceilalți din jur că Te iubim prin faptele noastre, prin viața noastră, că Te iubim cu trăirea noastră, cu poziția noastră verticală care rămâne în vreme de criză, cu poziția noastră dreaptă înaintea Ta, că Te iubim și Te slujim mai mult. În vreme de criză, stai lângă Domnul și iubește-L mai mult. Vreau să aduc în atenția dumneavoastră încă un episod din istorie. Am spus că ne uităm în seara aceasta mai mult în istorie, să vedem oamenii lui Dumnezeu ce au făcut în vreme de criză. De aceea vreau să citesc din 2 Cronici. 2 Cronici este un pasaj foarte frumos. Biruința lui Iosafat asupra moabiților și amoriților. Atunci când aceste două popoare s-au unit și a venit asupra poporului lui Dumnezeu, asupra lui Iuda să-l atace, Iosafat un pic s-a înspăimântat. Este, zicem noi, normal ca și om să te înspăimânți când vezi asta. Dar Iosafat a rămas în picioare și a rămas ferm, spune cuvântul în 2 Cronici, capitolul 20, versetul 3. În spaima sa, Iosafat ce a făcut? Și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iosafat n-a dat înapoi, a rămas pe poziție și a rămas tare, chiar dacă s-a înspăimântat, chiar dacă groaza un pic l-a cuprins și pe el. El și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Doamne, ajută-ne să Te căutăm mai mult, începând de seara aceasta. Întrebam la început, de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta? Poate fi unul dintre răspunsuri.
să căutăm mai mult fața Domnului. În psalm scrie, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și eu fața ta o caut, Doamne. Doamne, ajută-ne să, în seara aceasta să ne îndreptăm și noi fața înspre Tine mai mult. Când criza se mărește și ea amploare, noi să ne îndreptăm fața și mai mult spre Tine. Și spune mai departe cuvântul, Iosafat începe să se roage Domnului și versetul 9 spune așa, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, nu ne vom înfățișa înaintea casei acestea și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta, vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Iosafat știe un lucru, dacă va veni peste noi nenorocirea, sabia, judecata, ciuma sau foametea, noi nu ne vom despărți de casa aceasta. Noi tot la casa aceasta, este vorba de casa de rugăciune, vom veni. Noi știm că peste casa aceasta este chemat numele Tău și noi vom striga spre Tine din mijlocul strâmtorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Doamne, lucrează și astăzi. Spuneam, este același Dumnezeu, s-a schimbat doar generațiile de oameni. Știu că sunt oameni al lui Dumnezeu și astăzi. Chiar vorbeam cu un frate de dimineață, Dumnezeu și astăzi are oamenii Lui. Și astăzi Dumnezeu lucrează printre noi și noi suntem copiii Săi. Și Dumnezeu și astăzi pe noi ne ține în mâna Sa, ne ține în palma Sa. Mi-aduc aminte de mărturia unei fete musulmane care s-a întors la Domnul și a zis pe ea ce a determinat-o cel mai mult, să iubească pe Dumnezeu, că nu credea în Dumnezeu, nu credea în Iisus Hristos, să se simțea abandonată, să se simțea respinsă, să se simțea singură, avea stări de anxietate, dar când Domnul s-a apropiat de ea prin directoarea școlii care i-a vorbit și a luat cuvântul lui Dumnezeu și a citit în Isaia și a citit în palmele mele, sunteți săpați. Și a spus, cum? Există un Dumnezeu care m-are săpat în palma Sa? Există un Dumnezeu care și-a dat viața pentru mine și în palma Sa, în rana Sa, când se uită la palmele sale, mă vede pe mine? Nu se poate. Există un Dumnezeu chiar așa? Da, există un Dumnezeu. Și atunci ea și-a dedicat viața lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos care în palma Sa ne are săpați pe noi. Și în palma Sa El se uită la ranele sale și se spune, nu, aceștia sunt copiii mei. Chiar dacă sabia, foamea, ciuma, nenorocirea vine, din mijlocul strâmtorării noi strigăm la Dumnezeu și știm că Dumnezeu este Cel care poate să ne mântuiască și să ne izbăvească. De aceea, haideți să strigăm ca Iosafat, Doamne, ai milă de noi! Mai departe, cuvântul spune în versetul 15. Și Iahaziel a zis, vine prorocul Domnului la Iosafat, Domnul trimite un proroc și vine la Iosafat și spune, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărat Iosafate, căci așa vorbește Domnul, nu vă temeți și nu vă spăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu veți lupta, că nu voi veți lupta, ci Domnul. Căci nu voi veți lupta, ci Domnul. Versetul 16. Mâine pogorâți-vă împotriva lor și ei se vor sui pe dealul Țiț și vei găsi la capătul văi în valea, în fața pustiei Ierutniel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care o va da Domnul, Iuda și Ierusalimul. Nu vă temeți și nu vă spăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Spune mesajul Domnul prin proroc, un mesaj clar. Nu vă spăimântați, nu vă temeți. Lupta aceasta nu e a voastră, ci a Domnului. Voi ieșiți doar înainte, stați acolo și nu vă temeți. Veți vedea izbăvirea. Mergeți înainte și uitați-vă cum Domnul dă izbăvirea. Ce vrei mai mult un mesaj? Ce vrei un mesaj mai îmbărbător și mai încurajator de atât? Așa cum am spomeneam mai înainte, Domnul ne-a vorbit de atâtea ori, chiar aici în mijlocul nostru, prin Duhul Sfânt, și ne-a spus clar, ne-a îmbărbătat clar, ne-a vorbit clar, doar trebuie să luăm aminte la ceea ce Dumnezeu ne-a spus, doar noi trebuie să luăm aminte la ceea ce Dumnezeu a vorbit și să ne credem pe deplin că ceea ce Domnul a vorbit, El duce la îndeplinire. Doamne, dă-ne credință în seara aceasta! Versetul 22, să vedeți, vreau să citesc aceste trei versete, să vedeți cum a luptat Dumnezeu și cum luptă Dumnezeu pentru oamenii Săi. În clipa când au început cântările și laudele,
Domnul a pus o pândă împotriva lui Anon și împotriva lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiul lui Amon și al lui Moab s-au aruncat asupra locuitorii din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Versetul 24. Când a ajuns Iuda pe înălțim, de unde se zărește pustia și s-a uitat înspre mulțime și iată că erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. De ce? Că Dumnezeu luptase pentru ei. De ce? Că Dumnezeu ce a promis a îndeplinit. De ce? Că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare și este da și amin. Ceea ce Dumnezeu vorbește duce la deplinire. Nici o iotă nu trece să nu se împlinească. De aceea în seara aceasta vreau să mesajul să fie clar. Ceea ce Dumnezeu ne-a promis și a vorbit aici în locul acesta de atâtea ori, Dumnezeu împlinește. De aceea noi nu ne temem, chiar dacă este criza mare, chiar dacă este așa cum este situația. Noi slujim pe Dumnezeu și rămânem alipiți de Dumnezeu și Dumnezeu își face partea Lui. Și mai departe spune în versetul 29. Groaza Domnului a apucat toate împărățirile celorlalte țări când au auzit că Dumnezeul Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeu a dat pace de jur împrejur. Doamne, te rugăm în seara aceasta, lasă pace de jur împrejur. Lasă pace în familiile noastre. Lasă pace peste fiecare suflet în parte. Lasă pace în biserica noastră. Lasă pace în țara noastră, de jur împrejur. Căci Dumnezeu are brațul puternic și El luptă pentru noi. De aceea noi trebuie să ne facem partea noastră, să iubim pe Domnul, așa cum am spus, cu fapta, cu trăirea, cu împlinirea legii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne aceasta. Vreau să trec mai departe la punctul 3. Stai lângă Domnul și încrede-te în El. Stai lângă Domnul și încrede-te în El. Când criza este mare, tu stai lipit de Domnul și încrede-te în El. Vreau să vin înaintea dumneavoastră cu un alt pasaj din filele istoriei, cum am spus, cu altă filă a istoriei, altă criză a poporului evreu din 1 Deuteronom, din capitolul 1, cu versetul 29 până la 33. Eu v-am zis, nu vă spăimântați și nu vă fie frică de ei. Domnul, Dumnezeul vostru care merge înaintea voastră, se va lupta El însuși pentru voi, potrivit cu tot ceea ce a făcut pentru voi sub ochii voștri în Egipt. Apoi, în pustie, ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-ai făcut până la sosirea voastră în locul acesta. Cu toate acestea, voi n-ați avut încredere în Domnul, Dumnezeul vostru, care mergea înaintea voastră, pe drum, ca să vă caute un loc de poposire, noaptea într-un foc, ca să vă arate drumul pe care trebuie să mergeți și ziua într-un nor. Nu vă spăimântați și nu vă fie frică de ei. Este pasajul în care Moise vine și îmbărbătează poporul atunci când, după ce Moise trimite cele 12 scoade în Canaan și Moise trimite să iscodească țara și merg cele 12 scoade și văd țara este bună, țara este binecuvântată, țara este așa cum a promis-o Dumnezeu. Numai oamenii de acolo sunt niște uriași. Numai oamenii de acolo sunt mari, sunt prea mari pentru noi, sunt prea puternici. Noi nu putem să cucerim țara aceasta, noi nu putem să intrăm acolo. Oamenii de acolo i-au speriat. Doar doi au fost cei care nu și-au pierdut încrederea, cei care au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, cei care s-au bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe ceea ce au văzut ei cu ochii lor. De multe ori suntem așa și noi, de multe ori doar ce vedem cu ochii noștri, doar ce pipăim cu mâinile noastre, doar ce avem în fața ochilor, aceea credem. Și nu credem că Dumnezeu poate să lupte pentru noi mult mai mult decât vedem noi. Nu credem că Dumnezeu este lângă noi și poate să ducă la îndeplinire orice promisiune a Sa. De aceea în seara aceasta mă rog, Doamne, întărește credința noastră. Nu ne lăsa să ne clătinăm, nu ne lăsa să ne uităm la zid,
ziduri, nu ne lăsa să ne uităm la cei uriași, nu ne lăsa să ne uităm la oamenii și guvernele mari ale lumii acesteia care conduc lumea și care ne sperie și care ne frământă și care aduc și aruncă groază în omenire să-i poată manipula mai ușor. Nu, ci îndreaptă-ne privirea în seara aceasta spre tine, privirea în seara aceasta să fie îndreptată spre Dumnezeu, Cel ce aduce izbăvirea cu adevărat, Cel ce poate să lucreze pentru noi, spune în versetul 30, care mergea înaintea voastră pe drum ca să caute un loc de poposire. Iisus Hristos ne-a spus clar, ne-a transmis, eu mă duc, înaintea noastră s-a dus, să nu să vă caut un loc de poposire, ci să vă pregătesc un loc. Să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Doamne, ajută-ne să ne încredem în Tine, că Tu ești Cel care merge înaintea noastră pe drum. Tu ești Cel care lupți pentru noi. Tu ești Cel care păzești ca cuvântul Tău să fie dus la îndeplinire, prin orice am trece. De ce să ne spăimântăm acum? De ce să, când mai este puțin, vremurile spre sfârșite, vedem că vremurile se apropie de sfârșit, mai este puțin, suntem exact ca și poporul lui Israel, suntem aproape să intrăm în Canaan, suntem aproape să pășim în țara promisă, suntem aproape de la capăt de drum. De ce acum ne spământă niște oameni puternici, niște guverne puternice, niște alianțe, niște uniuni care se fac? De ce acum ne spământă niște vești despre niște legi? De ce acum lăsăm frica să ne doboare la pământ? De ce nu avem încredere în Dumnezeu, că poporul lui Dumnezeu merge din biruință în biruință? Poporul lui Dumnezeu va intra în Canaan cântând cu laude și osanale pe porți în cetate. Poporul lui Dumnezeu va avea propășire. De ce? De ce nu mergem înainte lui Dumnezeu să spunem, Doamne, noi ne bizuim pe Tine și ne credem în brațul și în puterea Ta. Nu ne mai bizuim și nu ne mai uităm ce se întâmplă în jur, ci credem că puterea Ta este mare și Tu ai putere și astăzi să-ți duci poporul în țara promisă. Doamne, dă-ne putere în seara aceasta și întărește-ne credința noastră, ca pașii noștri și picioarele noastre să nu se clatine pe drum. Când mai avem un pas de făcut, când mai avem puțin să intrăm în Canaan, Domnul să ne întărească pe fiecare și Domnul să ne ajute. Punctul 4, și cu care vreau să mă apropii și de încheiere. Stai lângă Domnul și lângă ai săi. Atunci când criza și când necazul și când boala și când suferința și când valul este mare, stai lângă Domnul și lângă biserica. O nouă filă din istorie, vreau să citesc de data aceasta din Neemia, atunci când Neemia adună poporul și vrea să reconstruiască cetatea, atunci când Neemia vrea să pune din nou bazele cetății, vrea din nou să ridice zidul, vrea din nou să închege poporul, vrea din nou să facă unitatea poporului, vrea din nou să aibă un moment zero de restart în istoria poporului, cu care să vină înaintea poporului, Neemia face reforma împreună cu Ezra a poporului și din punct de vedere social și din punct de vedere economic, dar cel mai important din punct de vedere spiritual. Când Neemia vrea să reinvigoreze poporul, parcă suntem aceleași vremuri, trăim când Domnul vrea să ne facă o renoire, când Domnul vrea să facă o reîntregire a bisericii, trăim acele vremuri când Domnul vrea din nou să-și mai scoată ce are de scos, când Domnul vrea să-și reîntregească poporul și când Domnul vrea să strângă din nou pe ai lui, să-i pregătească pentru clipa venirii sale, spune Neemia în capitolul 4, de la versetul 19 și la versetul 20. Am zis, vai marilor dregătorilor și celor la popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid, departe unii de alții. Așa, departe unii de alții, la sunetul trâmbiței, să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Domnul nostru va lupta pentru noi. Amin. La sunetul trâmbiței. Este momentul când Domnul își cheamă biserica și cheamă pe ei săi. Se apropie momentul când trâmbița Domnului va suna și trebuie să te apropii, să vii la locul unde Domnul ți l-a pus. Adică să fii împreună cu biserica, să fii împreună, să pot să fii răpit împreună spre cer la Domnul. Este momentul când trebuie să strângem rândurile mai mult. Este vremea și este momentul când ca biserică trebuie să facem unitate
unitate în biserică mai mult. Este momentul când trebuie să strângem rândurile, să creăm acea unitate și acea părtășie strânsă. De ce de unitate? Te vorbește de părtășie. De ce să strângem rândurile? Pentru că în acea unitate te poți mângâia unii pe alții, te poți ruga unii pentru alții, te poți îmbărbăta unii pentru alții, poți să te ridici, poți să mijlocești unii pentru alții, poți să simți cu unul cu altul, să spui, frate, nu descuraja, mai puțin, ridică-te, îmbărbătează-te, hai să mergem împreună mai departe, hai să dăm mâna unii cu alții, să mergem împreună, să stăm strâns unii lângă alții în unitate, să nu ne doboare nimic, să nu ne împrăște nimic. Chiar dacă legile și guvernele țării încearcă prin tot felul de metode, se pun la cale și vorbesc despre unele legi, nu, noi din contră să ne apropiem mai mult unul de altul, să stăm lângă Domnul, să stăm lângă biserică, să stăm lângă împărtășie unii cu alții, să stăm închegați unii cu alții și mai mult de atât, în unitate Domnul a promis, unde sunt doi sau trei, El se coboară. În unitate Dumnezeu se coboară. De aceea vrem în seara aceasta să ne unim mai mult unii cu alții, să fim mai mult la părtășie unii cu alții, chiar dacă este vreme de criză, să căutăm mai mult biserica lui Dumnezeu, căci acolo Domnul, aici Domnul se coboară și aici Domnul dă biruință, aici Domnul luptă pentru noi. Să fim mai mult împreună unii cu alții în biserică și împreună cu Domnul. Vreau să închei cu un cuvânt pe care Moise se ruga înaintea Domnului atunci când Domnul trimitea să scoată pe poporul său din țara Egiptului. Și Moise face o rugăciune înaintea Domnului și spune în Exod, capitolul 33, de la versetul 15, Moise a zis, dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Doamne, în seara aceasta vrem să plecăm de aici cu Tine. Dacă nu mergi Tu cu noi, la corturile noastre, în familiile noastre, nu ne lăsa să plecăm de aici. Doamne, noi nu plecăm de aici dacă nu ne promiți și Domnul promite că vine și va fi cu noi dacă este chemat. Doamne, spunea Moise, dacă nu mergi Tu în sus cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Și versetul următor, cum se va ști că am căpătat trecere înaintea Ta, eu și poporul Tău? Oare nu când vei merge Tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul Tău de toate popoarele de pe fața pământului. Doamne, fii cu noi în societate, la locurile de muncă, acasă, pe stradă, între vecini, să vadă toate popoarele că suntem poporul Tău și mai mult de atât, suntem deosebiți. Noi ne deosebim de ei pentru că noi suntem mireasa lui Hristos. Noi suntem răscumpărații Domnului. Noi suntem copiii lui Dumnezeu pe care Domnul luptă pentru ei și care Domnul îi ține mâna sa și care Domnul vrea să-i ducă acasă la El, în țara promisă. De aceea în seara aceasta îndemnul meu este, chiar dacă sunt vremurile așa cum sunt, chiar dacă este criză mare, chiar dacă sunt veștile rele, îndemnul meu pentru biserică să rămână acesta, vreau să fac o recapitulare. Stai lângă Domnul și nu te teme de nimic. Stai lângă Domnul, iubește-L și apropie-te și slujește mai mult cu fapta ta, cu viața ta, cu trăirea ta. Stai lângă Domnul și încrede-te în El, încrederea ta să nu slăbească. Și în ultimul rând, stai lângă Domnul și lângă copiii Săi, lângă biserică și împărtășim unii cu alții. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin.